Polițiștii desfășoară în continuare activități de căutare a lui Vlad Ioan, reclamat dispărut de la domiciliu. Bărbatul în vârstă de 44 de ani a fost anunțat că a plecat de acasă din 24 septembrie și a luat autoturismul personal de la domiciliu și nu l-a mai văzut nimeni de atunci. Vlad Ioan are constituție atletică, înălțime 1,80, păr grizonat și ochi verzi. Nu are semne particulare. De la data dispariției au circulat diverse informații despre acesta. Mai mult autoturismul său a luat foc pe o stradă din Cluj-Napoca, iar oamenii legii spun că din cauza unui scurt circuit. Persoanele care pot să ofere informații despre Ioan Vlad sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție. Să apeleze 112 sau biroul urmăriri la numărul de telefon afișat pe ecran.